Bogdan Petrecei cu HD-ul. Doi colegi care vor vorbi în plen universitar de la Alexandru Ioan Cuza sunt pe drum, sperăm să ajungă în timp util aici. E vorba de Astrid Camboze și Doris Mironescu. Evenimentul nostru debutează cu comunicarea domnului director Vasile Bahnaru, contribuția lui HD la dezvoltarea lingvisticii generale. Vă rugăm, domnule director. Într-un anumit context spunea cineva că am fost puțini, dar am rămas și mai mulți. Deci zic lucrul ăsta cu tintă ironică, că am început-o mulți, dar astăzi suntem puțini, da. Deci dacă vine vorba de personalitatea lui HD-ul, deși aici sunt niște probleme, uite, ca să fac o paranteză, anii nașterii, noi am vrut să figurează mai multe informații acolo, de date diferite, bacă născut în 1836, bacă în 38, până la urmă data mai sigură e cea din 38. Noi urmăream ca să fie o dată, să zicem așa, rotundă, nu a fost fie, dar oricum HD-ul merită din plin toate elogiile și toate discuțiile care vor urma. Zic că personalitatea lui HD-ul continuă, de altfel ca și în timpul vieții sale, a fi considerată drept una din cele mai marcante din istoria românilor din secolul al XIX-lea. Celebritatea și notorietatea lui nu se particularizează prin caracterul lor unidimensional, ci prin amploarea, pluridimensionalitatea intereselor. Întrucât nu există domeniu în literatura română și în științele umanistice în care el să nu fie activat, obținând succese excepționale. Astfel, contemporanii săi nu mai spun cine e autorul, l-au calificat drept om de renaștere, cel mai mare istoric al generației sale. În ramura filologiei a ocupat cât a trăit, neîntrerupt și fără contestație, vârful piramidii. HD-ul va străluci pe cerul cultural al neamului ca un luceafăr de mărimea întâia, sau HD-ul era una din figurile geniale de mare proeminență în spiritul culturii creatoare a românilor. HD-ul are adesea sclipiri geniale. Spiritul atenian și spiritul enciclopedist din care făceau parte membrii fondatori ai Ateneului Român, printre care era și HD-ul, sau a fost un om genial. În atâtea ramuri ale științei istorice și filologice, el a fost un deschizător de cale, spirit cu o cultură vastă, etc., etc., până la a se spune că columnă a partenonului științei românești, astfel este și va rămâne pentru veșnicie HD-ul în istoria culturii noastre. A devenit de mult o axiomă afirmația că HD-ul este întemeitorul lingvisticii și al filologiei române în genere, care a proiectat aceste două discipline cu o mână de maestru pe orbita științei europene. Viața și activitatea lui, care s-a impus curând ca o personalitate de prim rang în publicistică, literatură, istoriografie, lingvistică și filologia românească, precum și în alte domenii, filozofie, economie, politică, drept, etc., sunt bine cunoscute și de altfel s-au scris numeroase lucrări în această problemă. Întrucât el era o persoană tot atât de elogiată cât și criticată în timpul vieții, fiind supranumit și magul de la Câmpina, mai ales după retragerea
Sala Câmpina, odată retragere determinată de moartea fiicii sale, dar era și foarte impulsiv și, și foarte răutăcios, aș zice. Alexandru Odobescu, scriitorul, la apariția lucrării lui HD-ul Cuvinte din bătrân, îi replică: o, filologule, filologule, în sânul adâncilor teorii de limbistică tot nu ți s-au tocit unghiuța de pamfletar. Dar oricum eu recunoaștere și asta, chiar dacă e, mă rog, puțin cam critică. Deci, pentru a nu vă reține prea mult, voi căuta să conturez doar câteva momente legate doar de lingvistică, preocuparea lui de maturitate. HD-ul a excelat în mod deosebit în lingvistică, care a devenit preocuparea lui, mă repet, în anii de maturitate. Cercetările în acest domeniu încep în 1875 cu lucrarea Principii de lingvistică comparată, pentru a le continua cu cele trei volume Cuvinte din bătrâni și a le încheia cu Etimologicum Magnum Romanei, 1887, denumirea dicționarului fiind sugerată de regele Carol I, el l-a numit Etimologicum Magnum Romanei, care a și subvenționat personal elaborarea dicționarului cu 6.000 de lei pe an, îmi pare că. Dar atunci 6.000 de lei nu erau ca lei nici cei din România, dar mai ales incomparabil cu cei din RM, Republica Moldova, pardon. Cel mai important studiu, totuși se poate, volumul al treilea Cuvintelor din bătrâni, subintitulat Principii de lingvistică. Sigur că numai puțin important sub aspectul practic au fost cursurile lui universitare, ținute la Universitatea din București. De altfel, și aici e o chestiune, când a fost inițiat acest curs universitar, inclusiv catedra de lingvistică, el a fost numit acolo la propunerea lui Maiorescu, cu care de altfel întotdeauna au fost neînțelegeri permanente. Mai mult decât atât, cu toate astea, Maiorescu îi recunoștea genialitatea în domeniile de care se interesa. Așa deci, concepția științifică a savantului nostru se impune în special prin delimitarea netă a obiectului de studiu al lingvisticii, de metodele ei de cercetare. Astfel, într-o asecțiune, el spune că teoria răposatului Schleicher, autor al originii biologice a limbajului uman, teoria răposatului Schleicher, sfâșiată de către Steinta, lui Dnei și alții, dar pe care o mai repetă Ovelac, cum că lingvistica în parte, separată de restul filologiei, ar fi o știință naturală sau biologică ca botanica, bunăoară, nu mai poate avea astăzi decât numai doar o însemnătate anecdotică. Lingvistica nu este o știință naturală, măcar că întrebuințează o metodă biologică. După cum ea nu este o știință matematică, deși recurge adesea la formule la formule algebrice cu plus, cu ecuațiunea, cu proporțiunea, nu se sperie nici chiar de radical, de semnul radical. În virtutea acestui fapt, el conchide că o știință socială care utilizează metoda comparativă, nu poate fi o știință naturală, întrucât toate științele tind mai puțin,
mai mult sau mai puțin, aș apropia această metodă, deși nu toate reușesc în aceeași măsură. În fine, el declară că cu înțelegere și cu siguranță că obiectul negreșit, negreșit un obiect bine determinat, iar nu metoda, constituie natura unei științe. De altfel, însuși HD-ul face cu mult succes uz în cercetările sale de noțiunile matematice pentru a interpreta cât mai adecvat limbajul uman, fără ca acesta să înceteze a fi un fenomen social. În acest sens, este probant următoarea lui constatare. Fiecare termen dintr-un arbore genealogic dialectal este, matematicește vorbind, un polinom în care sunt închiși mai mulți alți termeni de o gradațiune foarte varie în intensitate și în durată. HD-ul face distincții de rigoare în privința obiectului de studiu al lingvisticii. Ea trebuie să se ocupe de o analiză multilaterală a limbii moderne, iar nu numai de studierea celor clasice. Astfel, el susține, este timpul de a reduce în lingvistică rolul limbilor antice, în genere, la adevărata lor valoare. Și anulează astfel monopolul acestora din cercetările lingvistice. O atare recomandare temerară nu era lipsită de risc, dar HD-ul o abordează fără teamă, căci el nu era persoana care putea fi învinuită de lipsă de erudiție filozofică și filologică și în necunoașterea limbilor clasice. Spune asta Schuchart, cu care a fost în corespondență activă, să zicem așa. HD-ul a fost în mare privință, în multe privințe, de fapt, un precursor direct al marelui lingvist elvețian Ferdinand de Saussure, sub raportul succesiunii sau descendenții teoretice a mai multor probleme de lingvistică. Se impune mai ales afinitatea perfectă dintre definiția limbii propusă de HD-ul, orice limbă este un tot armonios în care toate se află în cea mai strânsă corelațiune, zice el. Și a preconizată de Saussure. Limba este un sistem utusotien. Prin prisma acestei definiții, autorul principiilor de lingvistică distinge pentru prima dată limba in abstracto, adică definită ca manifestațiunea vocală nativă a sufletului, adică drept sistem abstract de unități aflate în multiple relații reciproce, și limba in concreto definită ca dialect, adică realizare concretă a sistemului abstract în procesul de funcționare a limbii. Am mai putea aici insista asupra problemei dialectului, în care el s-a clarificat și a făcut o ordine exemplară, putem spune, în problema limbii naționale, a limbii poetice. Dar nu voi insista asupra acestor probleme. Ele au fost dezvoltate ulterior în lucrările lui Saussure, ale lui Humboldt, mai înainte chiar Baudin de Courtenay și alții. Așa, tot în legătură cu dialectul și dialectele în genere, HD-ul a intuit și a spus-o înaintea altora, când vine vorba despre unitatea limbii române. Uite, dacă el făcea trimitere la Baudin de Courtenay, la Baudin de Courtenay, când ăsta examina dialectele limbii italiene, care practic sunt atât de distanțate unul de altul că om cu om nu se înțelege,
El vorbește despre dialectile, sau mai bine zis, de grali în limba română, în termeni de astăzi, în care, fără a face apel la limba literară, moldoveanul se înțelege cu ardeleanul sau cu munteanul sau cu dobrogeanul și așa mai departe, fără a întâmpina obstacole de înțelegere, de comunicare. De asemenea, el a anticipat mai multe noțiuni ca sincronie, diacronie, nu voi mai insista mult. Un lucru aș vrea să vă mai amintesc aici. Este corespondența lui Hașdeu cu cele mai de vază, să zic așa, figuri ale filologiei europene, dar chiar și americane. El a fost bine prezentat pe larg și în mai multe reviste de specialitate din Germania, Franța sau Italia. A fost ales membru al diferitor societăți științifice din lume, din Serbia, din Franța, societatea lingvistică, membru al Academiei din Sankt Petersburg, fiind prezentat de academicianul Veselovski. De altfel, când a fost ales membru de onoare al societății științifice, al societății lingvistice din Paris la 1883, a fost prezentat de cunoscutul lingvist Michel Breal. Așa. Era în relații de colaborare și de corespondență cu renumitul lingvist german Hugo Schuhart. De altfel, el l-a rugat să-i facă o prefață la Cuvinte din bătrân, pe Hugo Schuhart. Hugo Schuhart știa româna, adică ce pe el. Și i-a făcut prefața și a făcut câteva observații. De altfel, unele insignifiante, așa, printre altele, mă rog, lui Hașdeu nu i-au plăcut observațiile și a cerut ca el să mai facă încă o prefață. A cerut permisiune la lui Schuhart ca el să facă un răspuns la obiecțiile pe care le are Hugo Schuhart. Ăsta zice, n-ai decât, dar eu consider că e mult mai bine ca noi să o luăm într-un fel înaintea celor care o să facă niște obiecții. Noi, și e binevenit în felul ăsta, că noi chiar prin această carte deschidem, inaugurăm o discuție asupra problemelor care le ai în discuție. În fine, până la urmă a scris el, a fost publicată lucrarea, a fost în relații foarte strânse cu renumitul lingvist pe care mulți l-au auzit, cred că, Grațiadu Isaia Ascole, au și colaborat, Max Müller din Italia, din Germania, cu Seis, care l-a urmat în fruntea catedrei de europenistică, indo-europenistică la Universitatea din Oxford și mulți alții. Eu aș zice că în fine aș spune câteva lucruri încă despre Hugo Schuhart, cu care probabil că cel mai mult a corespondat, în pofida faptului că Hașdeu nu era un mare amator, nu era de a scrie și nici nu, n-aș putea zice că e un epistolier mare,
dar nu avea el timp la pierde pentru a scrie, a practica corespondență. Dar oricum, Hugo Schuchart, elev al lui Dietz, fondatorul lingvisticii moderne de altfel, așa? Avea de acum o reputație internațională, deși era cu 2 ani mai mic, ca cu 2-3 ani, ca HD-ul. Corespondența lor începe în 1874, când savantul german era profesor la Halle, curând, și pe urmă, curând el se mută la Graz, în Austria, unde va și muri. HD-ul i-a trimis istoria critică a românilor. Schuchart o recenzează împreună cu criticile lui Titu Maiorescu, de altfel. El era cam, Hugo Schuchart era cam circumspect față de ceea ce scrie HD-ul în problemele, când e vorba de ipotezile lui filologice sau de istorie, de altfel cum a rămas până la moarte și Sextil Pușcaru. Totuși, tot era circumspect față de tot ce a făcut HD-ul. Ei, mă rog, așa, și ce spune el? Ipotezile lui HD-ul îi păreau hazardate, dar rămâne entuziasmat totodată de un studiu al lui HD-ul consacrat, uite, expresia simplă, frunză verde, românească generală pentru tot spațiul românesc în poporul, în folclorul nostru. Așa. Și el îl îndeamnă pe HD-ul să-și traducă lucrările în franceză și germană. Așa. Iată obiecțiile lui când vorbeam despre recenzia aceea, care, introducerea la Cuvinte din bătrâni. Vă rog, ce zice Schuchart? Vă rog, stimate prieteni, reflectați asupra acestei chestiuni. E vorba de obiecții. Pardon. Reflectați asupra acestei chestiuni cu mai mult calm. Credeți că reputația dumneavoastră va fi știrbită de cele câteva observații făcute de mine? Asta se va întâmpla cel mult în ochii celor care nu pricep nimic din aceste lucrări. În ochii experților, o introducere ca a mea nu vă poate fi decât de folos. Se va pune mare preț pe faptul că ați permis deschiderea discuției în chiar cuprinsul cărții. Totodată, va fi favorabilă anticiparea aici a obiecțiilor care vi s-ar face oricum în altă parte. În scrisoarea din 7 aprilie 1878. Și eu continuu în altă scrisoare. Cu riscul de a vă jigni, vă repet că sunteți prea pătimași și nu pe deplin drept. Această lipsă de sânge rece este aproape unicul neajuns al strălucitei dumneavoastră înzestrări științifice. Socot o datorie de prietenie să vă atrag atenția asupra ei, zice, încheie Schuchart. Corespondența dintre Schuchart și HD-ul este în toate privințele un model de colaborare științifică. Max Müller, care am pomenit mai înainte, îi scria în 9 ianuarie 1881, deseori regret că v-ați ascuns excelenta lucrare, e vorba de principii de lingvistică, sub hățișul limbii române. Deci, ideea e că dacă lucrările lui ar fi fost traduse în franceză, germană sau eventual în engleză, deschiderea lui în Europa ar fi fost mult mai mare și s-ar înscrie la direct
chiar în timpul vieții, în cohorta celor mai mari lingviști ai Europei, cel puțin. Cu asta închei. Dacă aveți întrebări, vă rog. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule director. Interesant comunicare și, aș spune, cu ușor nerv polemic. Dumneavoastră, ne-ați punctat așa în date esențiale contribuția lingvistică a lui HD-ul. Este o bună încălzire pentru comunicările care vor urma despre HD-ul, cea a doamnei Vulpe și a doamnei Astrid Cambose, și salutăm pe colegii noștri de la Iași și pe doamna Andreea Mironescu și pe doamna Cambose și pe domnul Doris Mironescu. Ne bucurăm că ați ajuns în timp util în pofida circulației infernale din oraș. Următoarea comunicare va fi a domnului Doris Mironescu, doctor conferențiar universitar cercetător la Institutul Filipide de la Iași, și se numește comunicarea Leco Rousseau, bon juristu ca mediator cultural. Vă rog, domnule Mironescu. Bună ziua! Lucrarea mea pornește de la un pretext basarabean, Leco Rousseau, născut la sud de Chișinău, într-un sat al cărui nume a rămas cumva în negură, așa, pentru care s-au risipit numeroase conjecturi istorice. Dar trebuie să recunosc că Leco Rousseau este totuși un pretext. Vreau să vorbesc, de fapt, puțin despre pașoptism aici, despre felul în care pașoptismul este privit, receptat în literatura română, și despre felul în care o mai atentă privire și una care să se folosească de scrierile lui Rousseau ar putea să schimbe puțin și în mod esențial unele blocaje ale istoriei literare de până acum. Pașoptismul e, în general, desemnat, sau poate fi ușor rezumat, printr-o sintagmă norocoasă, fericită, pe care criticul Eugen Simion a pus-o în titlul unei cărți celebre din 1980, Dimineața poeților. Epoca pașoptistă este una dimineții poeților și prozatorilor, o dimineață a literaturii române. Sigur, se poate privi în mod optimist această sintagmă, ea desemnează promisiunea, prospețimea, noutatea. Pe de altă parte, e și o latură negativă aici, desigur, pentru că dimineața înseamnă tatonarea, începutul, șubrezenia unor, știu și eu, îndrăzneli încă prea riscate, cine știe, și în orice caz nu o vârstă a clasicității, o vârstă a realizărilor istorice definitive. Pașoptiștii au într-adevăr această imagine în istoria literaturii române. Sunt considerați niște scriitori care, estetic vorbind, nu ne spun mare lucru, nu ne mai spun mare lucru. Și, de asemenea, din punct de vedere al conținuturilor ideatice și ideologice, pot fi adesea și chiar adesea sunt priviți ca, în fond, niște conformiști, niște oameni nu suficient de revoltați, nu suficient de originali în revolta lor, niște pozitiviști, și aici folosesc din nou o sintagmă norocoasă a lui Călinescu, mesianici pozitivi, spune el, sunt majoritatea pașoptiștilor noștri, cei mai valoroși în orice caz, mesianici pozitivi. Într-un fel, ei au o dimensiune utopică, idealistă, generoasă, dar această dimensiune imediat este corectată de pozitivism, de cumințenie, de respect față de statu quo, față de starea lucrurilor, ceea ce, desigur, că pune utopismul lor într-o situație foarte paradoxală. Nu poți fi utopic și, în același timp, supus la realitate. Perspectiva pe care o propun eu are în vedere altceva. E vorba de pașoptiști ca o generație de scriitori care trăiește într-un moment istoric foarte complex și care conștientizează implicațiile acestui moment istoric, care știe în ce lume trăiește, de fapt. Terenul pe care trebuie, poate fi observat această complexitate este acel al memoriei. Mai exact, al memoriei grupului, al memoriei colectivității, al memoriei naționale, de fapt. Și în acest domeniu, desigur, pașoptiștii sunt socotiți niște nenorocoși. Ei au reușit cel mult să idealizeze câteva figuri de domnitori din trecut, să elogieze câteva ruine, să evoce vremuri istorice de la daci și până în Evul Mediu, fără ca asta totuși să îi ajute să atingă dimensiunea, să spun așa, grandioasă a unor reconstituiri istorice care vor apărea abia pe la sfârșitul secolului XIX, să spunem, HD-ul
domnule director, între altele, este realizatorul unei astfel de proiecții monumentale a unei figuri istorice din trecutul Moldovei. La Pașopiști, în schimb, așa ceva se întâmplă foarte rar, aproape din accident. Singurul caz respectabil este sigur Alexandru Lăpușneanul al lui Costache Negruții. Dar, în afară de asta, dacă evocăm numai figurile istorice din legendele lui Dimitrie Bolintineanu, suntem imediat, cum să zic, cenzurați de realitate estetică lamentabilă a acestor producții. Unde apare totuși complexitatea? Acolo unde pașoptiștii noștri încep să discute momentul în care ei se plasează, condiția culturală a generației lor. Și o fac într-un fel foarte seducător, plin de umor. Hazul pașoptiștilor este, din punctul meu de vedere, mult prea subevaluat. Mult prea puțin suntem atenți la umorul pe care acești oameni îl aveau. Și pașoptiștii își descriu propria lor poziționare istorică prin acest cuvânt celebru, bonjuriști. Sunt bonjuriști, nu-i așa? Inițial o poreclă, folosită de către adversari, de către bătrâni, de către tombatere, cum se spunea de asemenea parodic pe atunci. Bonjuriștii ar fi desțărații, cei care trăiesc cu capul în nori, care au învățat la Paris și apoi nu s-au mai adaptat la realitatea ieșeană sau bucureșteană, și în general, niște închipuiți. Pașoptiștii înșiși, îmbrățișând însă această denumire, acest apelativ, îi schimbă cumva sensul. Sunt conștienți de ironia cuprinsă în acest cuvânt, desigur, și o folosesc, o transform, o duc mai departe. Prin acest cuvânt însă, ei atrag atenția la o situație care nu-i privește doar pe ei. Privește, în fond, țara însăși. E o țară bonjuristă. O țară modernizată, dar nu integral. Bonjurism, bun, cuvântul provine din franceză, dar e un cuvânt românesc. La fel stau lucrurile și cu arhitectura orașelor mari, să zicem, ale Moldovei, ale țării românești. La fel stau lucrurile în cultură, la fel stau lucrurile în administrație și așa mai departe. E o latură de europenizare și una de rezistență la nou, una de perseverență în proiecte politice și culturale vechi. Este o suprapunere, de fapt, a două lumi și această situație de interlume o descrie denumirea de bonjurist. Ce e interesant la bonjuriștii noștri este felul în care îi privesc trecutul. În primul rând, iau o conștiință foarte puternică a faptului că trecutul, așa cum s-a desfășurat până recent, nu mai există. Sau la fel, nu mai stau în același fel. Boierii, de pildă, au devenit tineri intelectuali cu o cultură franțuzită și asta îi împiedică să se mai raporteze într-un mod firesc, spun ei, la lumea satului, din care totuși provin. Majoritatea născuți la țară, crescuți la conac și având un bogat repertoriu de amintiri, de povești, de zicători din copilăria lor rurală, care pentru ei desemnează acum însăși românitatea. În însăși ființa pașoptiștilor există o întrepătrundere a autohtoniei, da? Moldovei este vorba totuși. Un scriitor nu fraze produce idei, cu idei lucrează. Iar Rousseau, până la urmă, același lucru îl face. Unul dintre cele mai interesante eseuri ale generației este cel pe care Alecu Rousseau îl publică în 1851, cu titlul foarte bizar astăzi, tinerii vor aprecia, Studie moldovană. La explicația titlului vreau să revin puțin mai târziu. Studie moldovană vorbește tocmai despre condiția bonjuristului în Moldova de la 1850. Ce înseamnă să fii tânăr acum? Față de ce a însemnat a fi tânăr în urmă cu 50 de ani, să spunem. A fi tânăr acum înseamnă a fi dus o bătălie culturală foarte serioasă. Înseamnă a fi luptat cu trecutul. Înseamnă a fi încercat să modernizezi țara ta. Și această încercare a început cu chestiuni banale, triviale. A început cu portul unor haine europene, cu portul fracului și al redingotei, cu renunțarea la ișlic și renunțarea la calpacele acelea imense pe care boierii din vechiul regulament, din vechea ordine socială, le purtau pentru a-și indica astfel, în funcție de înălțimea, de mărimea căciulei din cap, importanța rangului. Care va să zică
pașotiștii noștri luptă inclusiv pe acest teren. Și pe acest teren suportă și unele înfrângeri. Și Aleg Rusu le povestește, distrându-se cu asta. Vătafii de pinogrezi, spune el, râdea. Rândașii și țiganii s-ar fi rușinat să-și ie căciula înaintea unui frac. Iar boierii, netezindu-și bărbile mari și tufoase după rang și cin, striga: măi, neamțule, cu un haz nespus. Iarna ștrengarii alunga sortucile pe uliță. Cald, cald, domnule! Și alte multe frumoase iscodiri a Duhului de pe acea vreme. Între altele, o anecdotă pe care tot Rusu o povestește, aceea a boierului care se îmbracă nemțește pentru prima dată în viața sa și iese afară să simtă prospețimea aerului în hainele noi ale libertății, dar exact când savura cu mai mare încântare această libertate, este luat de urechi de către propriul vizitiu, pentru că e confundat cu neamțul care trebuia să vină să repare trăsura boierului. Da? Iată riscurile progresului, spune Alecu Rusu. Rusu nu e un apărător până la capăt al bonjuriștilor. Le găsește destule păcate. Există o dimensiune autocritică, în special la pașoptiștii moldoveni, care a fost studiată îndelung și este o carte întreagă a lui Gareth Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura românească, ce vorbește, ce are în centru această teză a moldovenismului, a pașoptismului critic al moldovenilor, al scriitorilor moldoveni, precum Alecu Rusu. Le găsește Rusu colegilor săi de generație destule păcate, între altele snobismul sau mania neologismului, chiar disprețul față de trecut, cosmopolitismul, superficialitatea și ignoranța față de tradiție, dar, în același timp, nu uită să atragă atenția la o notă specifică ce face identitatea acestei generații. Spune el așa: suntem de ieri, putem încă să ne rememorăm câteva din obiceiurile copilăriei noastre. Adevărat că am fost copii amfibii, în doi peri. Ne-am născut în Moldova și am subt străinătatea. Capul ni de neamț, de franțuz, dar inima ne-au rămas tot de moldovan. O ruptură care va să zică între cap și inimă, între rațiune și simțire, care în cazul acesta ar fi și una între două civilizații și între două epoci, de fapt. Între civilizația românească, una percepută ca orientală, desigur, de atunci și civilizația europeană, și pe de altă parte două epoci, trecutul și modernitatea, vechiul și noul, dar în esență, trecutul considerat un întreg omogen, o epocă aceeași, de la Ștefan cel Mare până la Ionită Sandu Sturza, și de cealaltă parte, viitorul, care începe brusc, la 1835, în epoca regulamentelor organice, cu primele publicații culturale din Albina Românească, cu Dacia Literară la 1840, și așa mai departe. Această ruptură devine tema eseului de Alecu Rusu, O studie moldovană. Și iată cum descrie lucrul ăsta Rusu. Răpegiunea cu care se stânge trecutul dintre noi, și vă rog să remarcați și inflexiunile moldovenești, grai moldovenesc, actual, aș zice, pe care Rusu le folosește și cu bună intenție aici. Răpegiunea cu care se stânge trecutul dintre noi este cea mai strașnică judecată a acelui trecut. Ceea ce este vrednic de viață nu moare niciodată. Nevrednicia se șterge din aducerea aminte a oamenilor într-o clipală. Unde sunt faptele de la 1772 până la 1835 care vor rămâne drept fală și folos în cronicile țării? Unde sunt numele neuitate de poporul moldovan? Trecutul, dar, e mort și de tot mort. Până nu arunca țărâna veșnică pe săcriul lui, să ne mai uităm la dânsul. Nu se întâmplă adeseori în lume într-o casă un mort care le înviață fiind nu-l iubea casnicii? Însă copiii, rudile, megieșii se strâng, se uită încă o dată la dânsul, își aduc aminte numai de bunile însușiri a răposatului. Și spre veșnica ziua bună cuvântează un frumos și creștinesc Dumnezeu să-l ierte. Așa zicem și noi, Dumnezeu să ierte trecutul. Întâi pentru că a murit și al doilea pentru că suntem ca megieșii și cei buni și am scocerut în viața lui ce a fost mai bun. Aș vrea să vă fac atenție la această relație, această schemă a relației cu trecutul pe care Alecu Rusu o prezintă aici. O relație a generației sale și, de fapt, a tuturor contemporanilor cu trecutul. Trecutul este mort. Trecutul, de fapt, nu ne mai vorbește. Din trecut nu mai putem să pretindem că există o continuitate lină, armonioasă, între cei de odinioară și cei de astăzi. Metafora, imaginea aceasta a morții, a celui care moare, de care nu poți să te apropii decât prin amintire, selectând cu atenție, în cazul în care nu l-ai iubit pe acest mort, selectând cu atenție doar ceea ce e frumos, pentru că asta e creștinește, nu?
O astfel de relație preconizează el între epoca sa, una modernă, după cum o definește, și trecut. Nu deci naivitatea impresiei că poți încă vorbi cu umbra lui Mircea Lacozia, să zicem, e o metaforă acolo a lui Alexandrescu și destul de interesantă și ea, ci imaginea unei adunări creștinești la căpătuiul unui mort. Deci, la știm, e o epocă bătrână și o generație bătrână, cea a bonjuriștilor, spune Alecu Ruso. În 16 ani, de la 1835 până la 1851, mai mult a trăit țara asta decât în sute de ani înainte, spune el. O epocă modernă, încărcată de experiențe, de provocări, este una care te îmbătrânește. Prin comparație cu tine, aceștia bătrâni, bătrânilor părinți devin niște copii de o naivitate ieșită din comun, de o plăcere de a trăi, care numai din naivitate poate să vină. Și Alecu Ruso evocă aici cu încântare amintirea sărbătorilor de arminde, pe care le petrece împreună cu copii, împreună cu părinții la moșie, plecarea cu numeroase calești, cu brașovence, oprirea în poiană, frigerea unui miel înăbușit, băutură nesfârșită, cântece și închinături în cinsta doamnelor din papucul cărora se bea vin moldovenesc. Prin comparație cu aceștia, viața bonjuriștilor, viața oamenilor moderni, e una lipsită de haz. Cât îmi aduc aminte, spune el, de vremile acelea, de veselia familiilor, de credințele casnice, de obiceiurile traiului, mi se pare că moldovanul era vioi, vesel, cu inima deschisă ca și casa. Fracul ne-au deșteptat mintea, dar ne-au strâns inimile ca și piepturile. Veselia noastră e păcătoasă, visul nostru e jumătate de vis, fudulia părințească era măreață, pompoasă și boierească, a noastră e oțărâtă. Veselia cuprinde știuții, cunoscuții și necunoscuții, se videa și era prieteni, noi suntem răci și cât s-ar putea mai străini unii de alții. Șlic și șlic să iubea. Noi nu știm dacă sub oricare frac este un om. Fracul, dintr-o dată, inițial o metaforă a progresului în articolul lui Alecu Ruso, devine o imagine, o metaforă a răcelii sufletești, a neajunsurilor pe care modernitatea le poate produce, deoarece te îndepărtează de calea intuiției și a sensibilității și te apropie de cea a rațiunii care este, nu-i așa, plină de amărăciune în orice lectură, oricât de clișeistică. Fiind o generație bătrână, o generație rece, lipsită de plăcerea de a trăi, cel puțin în descrierea lui Alecu Ruso, bonjuriștii trebuie să își însușească o misiune culturală extrem de importantă și care le pune foarte multe probleme. Ei trebuie, spre exemplu, să facă gestul acela creștinesc, să se adune la căpătâiul trecutului, mortul acesta drag, și să-și amintească doar ceea ce merită să-și amintească în acest trecut. Să-și amintească ceea ce, dacă s-ar pierde, ar face orice posibilitate, orice legătură sufletească imposibilă. Așa încât articolul lui Alecu Ruso, Studie Moldovană, vorbește de fapt despre necesitatea de a culege folclorul, de a culege tradițiile, de a aminti, de a evoca din trecutul propriu plăcerile traiului în copilărie, armonia casei părintești, spre exemplu. Dar în același timp și o sumedenie de gesturi de pe lângă casă, de povești spuse de doici, de prietenia cu țigănașii, de exemplu, de spaimele cu statiile pe care băieții și le pregăteau unii altora. Toate lucrurile acestea, și mai degrabă tradiția decât poezia populară, toate aceste tradiții trebuiesc evocate, spune Alecu Ruso, pentru ca o anumită legătură să se păstreze totuși. Nu va fi o legătură perfectă, nu va fi o continuitate fără fisură, dar va fi totuși singura șansă, singura garanție de apropiere de o realitate care dispare. Și cealaltă problemă ar mai fi, de asemenea o problemă întregii generații, problema legăturii cu țărănimea. Spusesem și mai devreme că tinerii bonjuriști se simt dintr-o dată într-un raport ilegitim și fracturat cu lumea socială în mijlocul care trăiesc. Educația lor europeană, occidentală, îi face să se simtă străini,
față de autohtonia groasă, față de limba lată a moldoveanului, față de glumele cam din topor ale familiilor din care provin, spre exemplu. Îi fac să se apropie cu dificultate de această, de această realitate socială. Și atunci, spune Alecu Ruso, ajungem să înțelegem poporul cu inima numai. Ajungem doar să știm că avem nevoie să înțelegem acest popor, fără însă a comunica într-un mod real cu acesta. Dacă culegem câte o floare, spune el, dacă vrem câteodată să iubim, facem o experiență, o studie a inimii. Și o expresie extrem de interesantă și care răscumpără, ca să zic așa, toată argumentația despre naivitatea pașoptiștilor. A vorbit despre studii ale inimii, despre experiență în materie de sentiment, este o, ce să zic, în primul rând o mare surpriză într-o epocă definită ca naivă. Și arată din partea lui Ruso, cel puțin, dar opinia mea este că din partea mai multor pașoptiști, arată o bună conștiință, o inteligentă reprezentare cu privire la legătura pe care poate să o aibă cu tradiția, cu trecutul, cu poporul totodată și cu folclorul. Asta trimite spre natura intimă a bonjuristului și spre complexul cultural pe care el îl reprezintă. El însuși, da, este o reunire a două lumi, a două epoci, a două culturi. Una franceză în cazul de față și una moldoveană. Una europeană vastă, pretinzând a fi universală, și cealaltă regională, locală, strict circumscrisă. Una care se deschide prin rațiune către întregul omenirii, umanității, cealaltă care prin tradiție, prin zicătoare, prin poveste, coboară către localism, către particularism, către, știu și eu, tradițiile casei. Acesteiași sunt niște oameni problematizați, niște intelectuali adevărați și niște creatori complexi. Asta e, în orice caz, argumentul pe care încerc să-l construiesc aici. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Mironescu. Am fost la un moment dat câte ce să vă rog să concluzionați, că ne presează timpul, dar n-am putut, pentru că atât de captivant ați vorbit, aveți niște studenți fericiți, dacă le vorbiți așa la ore. O rugăm pe doamna Vulpe să ne vorbească în continuare și următorii vorbitori, numai unele 15 minute, vă rog, că e deja 11 și un sfert și la 12 trebuie să încheiem. Prin scurtul istoric, privind lexicografia explicativă românească, ce ni l-am propus prin titlul comunicării de față, probabil că vom reuși să vorbim doar despre începuturile lexicografiei explicative românești, insistând în mod special asupra activității lui Bogdan Petrucescu Hașdeu, această mare personalitate din toate timpurile, cum a fost numit, deschizător de drumuri și în știința lexicografică. Ori noi, lexicografii de astăzi, continuăm de fapt activitatea predecesorilor din toate timpurile, din toate perioadele, avem obligația morală să menționăm odată în plus că noi autori ai unui sau altui dicționar valorifică nu numai propria lor muncă, ci și strădaniile câtorva generații de cercetători a căror activitate lexicografică a permis să nu se reia totul de la început. Citat din Dicționarul Limbii Române, serie 9. Onorată asistență, dragi colegi, nimeni nu posedă o limbă în toată plinătatea ei, adică în mod exhaustiv, dar fiecare purtător al limbii materne e obligat să tindă spre acest deziderat, să pătrundă cât mai profund în subtilitățile limbii, să asimileze în mod inconștient și intenționat inepuizabilul bagaj de cuvinte al limbii. Anume, în acest dificil și continuu proces de însușire a vocabularului, ne vine în ajutor anume dicționar. Dintre toate tipurile de dicționare filologice, de cea mai mare importanță sunt pentru o limbă dicționarele explicative, care fie că înregistrează cea mai mare parte a vocabularului, a fondului lexical,
fie numai anumite categorii de cuvinte. Aceste opere lexicografice sunt veritabile obiecte de cultură, având un pronunțat caracter practic și fiind consultate de cele mai diverse categorii de cititori. Această practică lexicografică își trage începutul din negura vremurilor, având la bază contribuțiile unor personalități proeminente, în primul rând, lingviști notorii, precum Bogdan Petriceicu Hașdeu, Filipide, Șaineanu, Tictin, Pușcariu, Ovid Dinzușanu, Candras, Scriban și alții. Primele încercări de a alcătui glosare cu tâlcuirea vorbelor le atestăm pe la sfârșitul secolului XVII și începutul secolului XVIII. Ele îi aparțin marelui cărturat poliglot, filozof, scriitor și om de stat Dimitrie Cantemir, care pe lângă alte mari merite în istoria culturii naționale, îl are și pe acela de a fi inițiat și lucrări lexicografice. Astfel, în romanul alegoric Istoria ieroglifică, Dimitrie Cantemir dă și scara numelor și cuvintelor ieroglificești tâlcuitoare. După Cantemir și ceva mai târziu după Gheorghe Asache, nu s-au înregistrat tentative serioase de a elabora dicționari explicativi. Abia în a doua jumătate a secolului XIX, deși predomina lexicografia bilingvă, se obțin noi progrese și în lexicografia monolingvă explicativă. Una dintre primele sarcini ale Societății Academice Române, care a fost înființată în 1866, a constituit-o alcătuirea dicționarului limbii române. Această sarcină li se încredințează lui Laurean și Maxim, oameni de cultură care se preocupaseră și de unele aspecte filologice ale limbii strămoșești. Ca autori asociați au fost Georgiu Barițiu și Iosif Hodoșiu. Însă a fost o alegere mai puțin decât a fost o alegere nefericită, de fapt, întrucât cei doi au căutat să releve în mod expres latinitatea limbii române. Dicționarul încearcă, în tradiția școlii ardelenești, să purifice limba de elementele nelatine. Ei susțineau, deci autorii acestui dicționar, că îmbunătățirea limbii române ar fi posibilă dacă cuvintele străine întrebuințate în vorbirea curentă s-ar înlocui prin cuvinte latine. Așadar, noul dicționar avea ca scop eliminarea vorbelor de origine străină și înlocuirea lor cu cuvinte latine, fără însă a le impune. Lucrarea apare între anii 1871 și 1877 cu o continuare glosar în al treilea volum, deci apare în două volume. Dar din cauza orientării exagerat latiniste, a rezultat un lexic artificial, o limbă inepuizabilă în vorbirea obișnuită, de aceea nu a fost apreciată pozitiv nici de criticii științifici români și nici de cei străini. Cu toate acestea, este o lucrare considerată de extinsă pentru acea vreme, este o lucrare de proporții apreciabile, încorporând circa 50.000 de cuvinte. Și, desigur, își are rolul și locul său în lexicografia românească. Mai întâi de toate, odată cu implicarea acestor profesioniști, dispar diletantismul și amatorismul lexicografic. Așa după cum menționează și doctor Vasile Bacnaru în monografie Elemente de lexicologie și lexicografie. Apoi, cu dicționarul acestor doi autori, începe, de fapt, lunga istorie a lexicografiei românești din cadrul Academiei. În 1884, Forul Academic ia decizia de a începe un nou dicționar de amploare care să reflecte starea reală a lexicului limbii române. Sarcina revine lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, veritabil filolog de mare valoare națională și internațională, savant enciclopedist și scriitor de mare talent, singurul lingvist de mare prestigiu ale cărui cercetări de etimologie și, în general, de lexicologie românească se impuseseră nu numai la noi, ci și în lumea științifică europeană. Citat încheiat dintr-un studiu introductiv al lui Grigorie Brâncuș la Etimologicum Magnum Romanie, editat de editura Știința de la noi. Așa, neținând însă seama de cadrele fixate de Academie și de coroană, adică de regele Carol I, care doreau tipărirea lucrării în 6 ani, aceasta a fost concepută de savant foarte larg, urmând
a fi un sumum al lingvisticii, istoriei, geografiei și literaturii naționale. Ea urma a se finaliza, conform unor calcule făcute de alți cercetători ceva mai târziu, în circa un secol și jumătate, dacă se mergea după criteriile care au fost elaborate. Iată ce spunea însuși Hardeu despre lucrul la etimologicum. Planul meu întrece pe litre și chiar pe neamțul Grim. Ce muncă, Dumnezeule! Am făcut un plan gigantic și acum ține-te, Hardeule. În cruda singurătate la care sunt osândit, numai această colosală enciclopedie a poporului român, numai contactul zilnic cu spiritul unei întregi națiuni, numai satisfacțiunea că fac eu singur ceea ce chiar dușmanii mei au recunoscut că nu pot face, numai aceasta mă scapă de urâtul ce m-ar prăpădi. Autorul Crării adună și expune pe fișă materialul de limbă în mod exhaustiv, tratându-l din punct de vedere semantic, etimologic, gramatical, etc. Fiecare cuvânt era tratat de Hardeu într-un stil monografic, traducându-se sensurile în limba franceză, indicându-se formele cele mai obișnuite, mai frecvente, cele periferice ale cuvintelor, dar și formele derivate ale cuvântului. Originale și numeroase sunt contextele ilustrative în care sunt folosite cuvintele, din dicționar. Bogdan Petriceicu Hardeu le preia din marele monumente de limbă română, din tipărituri, din acte vechi românești, păstrate în manuscris, din dicționarele de demult, din scrieri literare, dar și din informațiile culese prin intermediul chestionarului. E un dicționar ce se citește ca o carte și ca o carte de literatură bună. E o sumă de povești despre o seamă de cuvinte. Citat dintr-un studiu al unui exeget al operei hardeiene, Ioan Oprișan. Pentru a convinge pe dumneavoastră, pentru a vă convinge, dar și pentru delectare, vă propun un articol de dicționar, așa aleatoriu luat, și anume descrierea de către Bogdan Petriceicu Hardeu a cuvântului babalăc. Cred că l-ați auzit, că și astăzi este. Deci, din dicționar, babalăc, plural, babalăci, substantiv masculin, familiar, adică stil familiar. Așa? Sensul întâi, deci în franceză, om âgé éveillé, adică ar fi om bătrân și eu știu, depășit, trecut de vreme, neputincios, în fel. Ramolite, te spune domnul director. În primul sens, deci continuă Hardeu, în primul sens e sinonim cu moșneac. Cuvântul nu e vechiu la români, venind din turcul babalâc, om âgé. Dar s-a răspândit în graiu și s-a răspândit la țară prin sensul metaforic de o parte esențială a unei mori. Deci ajunge la un alt sens, ca să o observați. Și urmează o serie de exemple culese pe teren, așa, pe care nu le-am indicat aici pe toate. Unul dintre ele. Ce mai face babalâcul cela de moș Ion? Deci text cules de la Iemironescu din satul Oancea. Așa din... cum indică Bogdan Petriceicu Hardeu. Sensul 2, putru de mulen, deci un alt sens, al doilea pe care îl spune Hardeu, și explică mai departe. În Tecuciu se mai aude și forma babaluc. Babaluc mai e un picior de moară, pe care stă moara. Exemplu cules de la Ciurea, că înlocuise o vorbă slavică prin una turcească, ci voia doar să masculinizeze termenul, cel vechiu, adică pe babă, cu sensul de picior de moară, crezând că genul bărbătesc corespunde mai bine cu tăria ce se cere de la piciorul morii. Interesantă afirmație, așa? Ei, și încheie eruditul filolog descrierea cuvântului babalâc prin trimiterea la alte articole lexicografice, la babă, moară și altele, în care urmează să fie pomenit acest cuvânt babalâc. Ei, în dicționarea de astăzi, cuvântul babalâc păstrează, deci folosesc încă aceste două sensuri care sunt menționate de Bogdan Petriceicu Hardeu, sigur că al doilea de acum a ieșit din usc decât,
Dar a mai derivat un sens de la primul sens, cel de om bătrân și neputincios. Sensul 2, ironic, om îmbătrânit înainte de vreme. Deci acest sens pe atunci încă nu fusese atestat. Deci a derivat mai târziu. Forma babaluc, care a atestat-o HD-ul în articolul referitor la babalâc, se utilizează și în zilele noastre, cei drept regioane. Cuvântul apă ocupă vreo 36 de pagini. Verbul apuca are vreo 40 de pagini. Iar basm, 60 de pagini, vă imaginați? Deci este foarte greu de imaginat, dar mai ales de realizat așa ceva, fiți de acord. E vorba de o muncă creatoare titanică. Iată de ce, ajungând la sfârșitul literei A, HD-ul avea să scrie: fiecare om e un columb, întrucât caută să dea omenirii un continent de noi idei. În acest sens, pentru mine, etimologicul magnum romanie, este America. Și terminând litera A, cea mai grea, simțesc ceea ce simțise Columb când a ajuns la San Salvador. Din citat din etimologicul magnum romanie, volumul 1, ediție care a fost la București în 1970, editat. Conceput în proporții extrem de vastre, marele nostru înaintaș n-a reușit să cuprindă nici cel puțin două litere din alfabet. La litera B a ajuns până la cuvântul bărbat. Lista de cuvinte din dicționar e alcătuită în mare parte din elemente populare, arhaisme, regionalisme, care prezintă cel mai mare interes în opinia lui HD-ul pentru istoria culturii și civilizației românești, sau unui popor în general. Deși sunt introduse și unele neologisme, termeni tehnici, dar într-un număr foarte și foarte restrâns. Ea este constituită, deci lista este constituită, în baza răspunsurilor obținute prin ancheta dialectală, realizată în mai multe localități, de Moldova, Muntenia, Oltenia. Dicționarul cuprinde și o serie de nume proprii, în special nume de familii, de personalități notorii, deci în Basaraba, Bălcescu, Bălteanu. Multe articole lexicografice sunt consacrate elementelor derivative, zicem achi, an, as și altele. În acest sens, putem să afirmăm că dicționarul este o lucrare de sinteză și asupra formării cuvintelor, despre sufixul achi. Cel mai urcios dintre sufixele diminutivale, destul de numeroase în limba română, achi, și-a trăit traiul. Negreșit, el va rămânea pentru totdeauna în istorie, ca o trăsătură incidentală a unei epoci. Dar un viu grai se va păstra pe aici, pe colea, doar la luarea peste picior. Comparativ cu dicționarul început de Pușcariu, lista de cuvinte e mult mai redusă, întrucât HD-ul n-a introdus neologismele, cu mici excepții, întrucât scopul lui, de fapt, a fost altul. Am precizat mai sus, așa? Dar dacă se ia în calcul faptul că autorul, în cadrul unui articol, a făcut referire la multe alte cuvinte, prin sinonime, prin antonime, prin variante, prin forme derivate, etc., atunci acest EMR, adică etimologicum, ca listă totală de cuvinte, și nu doar ca cuvinte cap de articol, dacă ar fi fost terminat, ar fi depășit dicționarul lui Pușcari. Mulțumim, doamna Lodi. Încep. Timpul a expirat. Da, mă gândeam să fac o referire și la cel de-al doilea episod al dicționarului, dar atunci îmi permiteți să fac doar o remarcă finală. Sigur că m-o lipsit și noi, dar foarte puțin, de ideea absolutului pe care o avea HD-ul, să-mi fie iertat această paralelă, această îndrăzneală de a face această comparație. Am conceput și noi la sectorul de lexicologie și lexicografie o lucrare lexicografică de amploare, zic, un EDG, adică un dicționar explicativ generat electronic, care după informație pe care vrem să o includem, un număr impunător de cuvinte, intrări, indicații de natură ortoepică, ortografică, morfologică, etimologică, relații de sinonimie, de antonimie, chiar și de paronimie, exemple de utilizare pentru fiecare cuvânt, dar și după forțele cu care am rămas,
Sigur că e greu de imaginat că vom realiza în termenul stabilit. Oricum, prin această activitate, credem că vom continua să le aducem un pios omagiu tuturor lexicografilor dinaintea noastră, începând cu ilustrul savant Bogdan Petrescu Hasdeu și terminând în special cu acei care au activat în cadrul sectorului nostru de lexicologie și lexicografie, pe parcursul celor 70 de ani de la înființarea primelor instituții, hai să zicem, de cercetare ale Academiei de Științe a Moldovei, și cărora noi, cei de astăzi, le slujim memoria pe parcursul întregii noastre activități lexicografice. Despre strădanile acestora din urmă, care am spus că au trecut prin sectorul nostru, vor vorbi, apropo, colegele noastre la un alt atelier, atelierul de lexicologie, lexicografie și semantică. Vă mulțumesc mult și sper că m-ați ascultat cel puțin cu radar. Mulțumim, doamna Vulpe, dar nu mai vorbi de 70 de ani, că eu am să-ți fac altă trimitere, mai veche, la anul 24, când a fost format Centrul Moldovenesc, baza moldovenească de la Balta, în 24, de acolo îți trage originea, să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine. Nu. Da-ți cuvântul. Stimați colegi, e dificil să vorbești despre HD-ul Spirit Enciclopedic în doar câteva minute. Comunicările de până acum au fost o dovadă în sensul ăsta. Pe doamna Astrid Cambozi am cunoscut-o la Iași, la Institutul Filipide, la conferința de acum o lună, și a prezentat o comunicare despre HD-ul care pe mine m-a impresionat, despre manuscrisele lui HD-ul asupra cărora a lucrat. Am invitat-o la Chișinău și mă bucur că a acceptat invitația și avem acum posibilitatea să o ascultăm cu toții, o comunicare care se numește Viitorul trecutului, pași către o ediție a răspunsurilor la chestionarul lingvistic al HD-ul. Vă rog, doamna Cambozi, o să avem și posibilitatea să urmărim niște imagini. Să-i faceți etimologia lui Ambrozie, Cambrozie. În cazul nu cunosc instrumentul, în cazul în care o să reușesc bine, dacă nu, se poate și fără. Vedem. Ne ajutați, vă rog? Dacă nu mă descurc fără. Nu scanați, nu-i nevoie. Îi dați drumul direct. E la litera V, foarte jos. Jos. Până. Gata. Viitor trecutului se cheamă. De ce nu mi-a pare mie rog? Dus sus? Ia să vedem sus. E un PowerPoint. Asta e. Mi-a dus primul. Eu știu. Ia să vedem. Dacă merge și dacă are contrast bine, dacă nu stăm și fără. Ia să vedem. Și de unde merge slide-ul de aici, nu? Ia să vedem. Mulțumesc pentru invitație. Antevorbitoarea mea a adus în discuție chestionarul lingvistic HD-ul. Potrivit unei mode europene a timpului, la sfârșitul secolului al XIX-lea, HD-ul a lansat două chestionare, unul pe care l-a numit juridic, despre obiceiurile poporului român, dar numele nu coincide cu întrebările. Întrebările sunt de natură etnografică, era vorba despre viața, traiul zilnic și, prin urmare, obiceiurile poporului. Iar cel care ne interesează al doilea este chestionarul lingvistic, numit așa, dar de fapt, iarăși spun, este un alt conținut, este un chestionar realizat în vederea a ceea ce în epocă se numea etnopsihologie, cunoașterea psihologiei unui popor, o mare modă la vremea respectivă. Chestionarul acesta lingvistic, între ghilimele, supranumit dotațiunea Carol I, pentru că s-a făcut pe banii Academiei Române, pe banii dați de regele Carol I, a cuprins 206 întrebări, a fost lansat în anul 1884 și s-a răspândit în România cât se întindea România la vremea respectivă. Aveți câteva informații din ce am spus, nu știu cât e de bun contrastul, nu cine știe ce. Scopul principal este realizarea marelui dicționar, Etymologicum Magnum. A primit răspunsuri din teren HD-ul între anii 1884, când a lansat chestionarul, și 1892.
Aceste răspunsuri sunt legate în 19 volume manuscrise, inedite la acest moment, aflate într-un singur exemplar la Biblioteca Academiei Române de la București. Nouă ne-au atras atenția în mod deosebit pentru că sunt pe moarte. Literalmente, o parte dintre volume sunt friabile, sunt într-o stare fizică deplorabilă, iar faptul că nu există o ediție până în momentul de față a textului este îngrijorător, pentru că riscăm ca în 20 de ani, sau poate chiar mai puțin, textul să devină parțial irecuperabil. Deja sunt pagini din care lipsesc fragmente întregi, deja sunt pagini cu cerneala foarte ștearsă, mai ales dacă foloseau tuș sau laviu sau cine știe cu ce mai scriau ei pe atunci. Cum am găsit aceste manuscrise la București, în ce stare? Legate nu de către HD-ul, ci de altcineva. Există o ștampilă a judecătorului care le-a legat în 1907. Am încercat o statistică, sunt chestiuni de dialectologie, de lexicologie, etnografie, etnomitologie, antropologie culturală, extrem de modern chestionarul, pentru că aș vrea să spun ceva ce mă atinge personal, eu sunt etnolog. Pe vremea aceea încă nu se desemnaseră unele teme ca fiind majore și altele ca minore. Deci nu aveam, știu și eu, nașterea, moartea ca teme majore și tot restul plevușcă. Totul era la fel de important, pentru HD era la fel de important portul sau credințele, toate credințele la fel de importante. Chestiunile care mă interesează pe mine cel mai mult sunt cam, vedeți, cam 40%, adică etnologie, folcloristică, antropologie culturală. Regretabil, harta României, pe care nu știu cât de bine o vedeți acum, nu se vede, este cea mai mică Românie care a existat vreodată. Un alt lucru regretabil pentru noi este că HD-ul, cu rădăcinile moldovenești pe care le are, nu a putut lansa chestionarul aici. Prietenii ruși nu au permis. La fel cum nu au putut, la fel cum aceste răspunsuri nu au putut veni din Ardealul, care era pe vremea aceea la Ungaria. Deci noi avem răspunsuri la chestionarul lui HD-ul, fără Moldova, din păcate. Este cu atât mai rău cu cât fondul de cunoștințe din care își trăgea HD-ul informația primară se referea în primul rând la mitologia zonei. Ar fi fost extraordinar să avem asemenea. Deci lipsesc răspunsuri din Basarabia și din Bucovina și din Ardealul de deasupra liniei Mureșolt. Cam așa arată manuscrisele legate. Sunt 19 volume. Au diferite formate. Când lucrez pe ele, ce fac eu în momentul de față? Fotografiez. Tot anul acesta am fotografiat în diverse deplasări. Eu sunt din Iași, mă deplasez la București pentru fotografierea manuscriselor. Acolo stau în reprize scurte de 10 zile, 2 săptămâni. În total vor fi undeva în jur de 15.000 de fotografii. Tehnica fotografierii este singura permisă și singura posibilă în această situație, pentru că uitați niște, ia să vedem, poate, nici asta nu se văd. Vedeți hârtia cât este de ruptă, acolo este o recondiționare în stânga, în dreapta avem varianta cum se vede dacă nu ridici pagina în aer, fila în aer. Arăt, sunt obturate textele, au fost parțial recondiționate undeva în anii 70. Sunt doar câteva exemple pe care le-am adus aici. Sunt suprapuneri de formate. Ce înseamnă asta? Că avem miniaturi, hârtii așa foarte, foarte mici și altele coli mai mari decât formatul A3. Deci, este un scanner n-ar face față, pentru că nici măcar un scanner profesionist din acela care se deschide în V, există așa ceva la Biblioteca Municipală din București, dar n-ar face față pentru că textul trebuie în permanență obturat. De pildă, în următoarea fotografie se vede cel mai bine. Uitați câte formate. Ceea ce se vede foarte alb este coală Xerox pusă de mine, pentru ca să nu citesc simultan 3-4 file. Deci ca să văd textul de pe singură filă, trebuie să obturez ceea ce este de sub. Și atunci, temporar, pun o foaie albă de hârtie, fac fotografia, mut foaia la următoarea și așa mai departe. Vom avea în final niște DVD-uri care vor conține toată informația vizuală în timp ce le fotografiez, după aceea le arhivez, adică scriu manuscrisul, pagina, fila, recto, verso. Asta este prima formă, le recuperăm în format electronic, le vom avea probabil până în 2017 gate, eu sper chiar anul acesta să termin de fotografiat, mai am doar 5 manuscrise din 19.
Apoi, după ce vom avea formatul electronic, vom fi o echipă care ne vom bate capul cum să facem o ediție, adică cum să unificăm forme ale cuvintelor, cum să arătăm evoluția lingvistică în nenumărate cazuri. Va fi o ediție, preconizăm noi, în 4-5 volume și cu mii de note de subsol. Nu vom face o ediție critică în sensul clasic al termenului, adică nu ne vom extinde la trimiteri culturale, comparații, lămuriri referitoare la substanță. Avem în intenție doar o ediție cinstită a textului ca să poată fi citit de urmașii noștri care nu vor mai avea privilegiul pe care noi îl avem acum, unii dintre noi, de a pune mâna pe manuscrise. Apropo de asta, deja unele dintre volume nu se mai servesc la sală, nici măcar la Biblioteca Academiei, la București, pentru că sunt într-o stare care nu permite. De pildă, aici se vede un fragment lipsă, o foaie zdrențuită pe margini. Este de mirare că toată lumea se întreabă de ce nu s-a făcut până acum, iată, formate diferite, pliate ulterior, de ce nu s-a făcut până acum o ediție, pentru că este o muncă gigantică. Singurii care s-au băgat să lucreze pe chestionarele HD au fost Sextil Pușcariu la Cluj, când lucra la dicționarul Tezaur, la dicționarul Academiei, și Mușlea și Bârlea, care au făcut o tipologie pornind de la informația din chestionarul lingvistic. Deci ei au avut chestionarul, Mușlea a avut chestionarul lingvistic în original la Cluj, l-a împrumutat de la Sextil Pușcariu, a lucrat pe el, a rezumat pur și simplu și apoi are trimiterile tipologice, dar atât, asta înseamnă fără citate, fără contextualizări, fără bogăția gigantică de informație pe care o primim când vedem textul propriu-zis. Și aș vrea să termin prin a spune ceva ce poate că nu știe nimeni până acum. Umblând pe aceste manuscrise, am găsit mereu la începutul fasciculelor notițe de mână făcute de HD. Pe majoritatea scrie întrebat pentru A, adică cercetat pentru litera A din etimologicum magnum, sau întrebat pentru A, B. Dar pe unele scrie întrebat pentru C, D. Deci el începuse și lucrase deja, strânsese materiale și pentru literele C și D, de care nu a mai reușit să se ocupe, și de altfel nici de B, decât până la bărbat, doar până la bărbat a reușit să facă. Atât și nu vreau să vă mai țin mai mult. Mulțumesc foarte mult! Profesoară, aș vrea să vă întreb, este un copiator adus de Ion Caramitru, care a facsimilat manuscrisul lui Eminescu, nu ar putea fi folosit în cazul ăsta? Aș vrea să vă descriu. Nu poate fi folosită nicio altă tehnică. Este într-adevăr acel copiator extraordinar de bun. De altfel, tehnică există la București. S-a încercat scanarea unui singur volum pentru Brăila. Cei de la Muzeul din Brăila l-au vrut, au plătit operațiunea și există scanat. Eu nu am văzut, n-am fost la Brăila ca să văd, dar știu informația de la fete, de la doamnele de la sală. Ideea este că în momentul în care deschizi manuscrisul, nu stau paginile, pentru că ele fiind de formate foarte diferite, se ridică în sus. Unele cad, altele trebuie să le desfaci, altele, deci pun mâna și aplic o mică presiune, pentru că dacă n-ar fi așa, el mi s-ar închide. Deci un scanner care să nu atingă bun. Am încercat să folosesc un scanner din ala, slide, alunecă pe foaie și scanează în timp ce alunecă. Se vede foarte prost pentru că mare parte din text este obturat, este strâns la cotor. Deci ei se întindeau, hârtia era scumpă, învățătorii și preoții care dădeau răspunsurile făceau economie de obicei și în afară de formule cu brizbrizuri și cu floricele adresate la început scrisoare către onoratul domn Hașdeu, care le făcea cinstea de a le cere informații, în afară de asta informațiile propriu-zise, scrise mărunt, foarte până în capătul foii, în momentul în care foile s-au legat, când s-a făcut legătoria, s-au cusut și acolo o parte chiar este ilizibilă, adică vom avea inclusiv semne de întrebare și marcaje de genul text ilizibil. Da, da. Acolo s-a lucrat totul, s-a recondiționat, a fost o echipă a lui Mircea Dimitriescu. Este recondiționat major și mai sunt acum alte volume care vor intra în recondiționare la cerința și la cererea și la sugestia noastră. De altfel, Jean constă în alta. Constă în faptul că ceea ce nu citește ochiul omenesc, aparatul ăsta a citit la Eminescu. Urmele. Da, chiar urmele creionului. Urmele creionului. Creionul nu se vede, dar urma a rămas și el descifrează. Deci același lucru s-ar putea face și la manuscrisele lui. În momentul în care
în care o pui pe calculator, are un zoom uriaș, ajungi la fibra, deci zoom-ul mărește de foarte multe ori fotografia, așa ajungi să descifrezi până la urmă textul, tocmai pentru că are format electronic. Și ultima comunicare pentru ședința în plen este cea a doamnei Eugenia Mincu, metafora și etimologia în terminologia medicală. Bunăvată asistență foarte succintă. Etimologia și metafora în terminologia medicală. În explicarea termenului etimologiei, Bogdan Petricicu Hardeu recurge la înțelegerea de către romani a grecescului etimologia, care investigează originea cuvintelor și care este derivațiunea unei vorbe. Prin etimologie se înțelege în lingvistică orice derivațiune, fie fonetică, fie morfologică, fie lexică, sintactică, ideologică. Etimologia tinde a se servi mai cu seamă de reconstrucțiunea unui prototip pentru fiecare grup omogen de fenomene, întrucât condițiunile particulare ale fenomenelor nu se lesc care curge la alte procedimente. În ce se referă la etimologia termenului medicină, există mai multe ipoteze. Origine greacă, de la numele Medea din mitologia greacă, simbol al magiei perfide, meșteriță, în arta dozării otrăvurilor și a unguentelor, care a modificat vârste și chipuri omeniști. Origine latină, provine din sintagma latină ars medica. Origine turcă, medet, asistență medicală. Origine arabă, medicina, ajutor de la Sina, din numele arab al lui Avicena, Abu Ali Ibn. O dovadă, în plus că omul și medicina sunt categorii universale, iar Hipocrate, punând bazele medicinii universale, a preluat tot ce era mai semnificativ din artele de medicare de la greci, romani, arabi. S-au oferit și unele etimologii false ale termenului. Astfel, episcopul Isodur de Silvia explică termenul medicină ca fiind format de la latinescul modus, măsură, iar ars medica de la medius, mediu, deoarece considera că orice tip de exces provoacă boala. În mare parte, termenii medicali românești sunt de origine greco-latină, mai puțin de origine arabă. De exemplu, nuha, ceafă, venă bazilică, din arabă bazilic interior intern, venă cefalică, din arab al-chefal exterior extern. Nu se cunoaște exact numărul de cuvinte grecești care au pătruns în terminologie. Primele împrumuturi se fac în baza textelor de medicină traduse din limba latină, mai întâi pentru termenii greci latinizați, ulterior împrumuturi direct din greacă. La începutul secolului al XX-lea au fost atestate 925 de cuvinte care au format ulterior 3700 de termeni medicali. Conform unor date neoficiale, se consideră că în secolul X existau aproximativ 1000 de termeni medicali. În 1850, 6.000, iar în 1950, circa 45.000 de termeni medicali. Metafora este omniprezentă în terminologia medicală. În ceea ce se referă la creativitatea terminologică, lingviștii menționează neologia primară și neologia secundară. Neologia secundară implică și transpoziția strategiei de a recunoaște a neologiei primare, deoarece inovațiile conservă rădăcinile din limba latină, domeniul în sursă. În faimoasele dialoguri a lui Platon este prezentă esența potrivirii numelor. Esența metaforii rezistă în înțelegerea unei noțiuni prin intermediul termenilor care exteriorizează alte noțiuni. Dreapta potrivire a numelor în terminologia medicală se axează pe realități cotidiene antice, mitologice, folclor. Terminologia medicală abundă în termeni metaforii. Conform datelor prezentate de specialiști în domeniu, sunt atestați 3500 de termeni medicali metafore, dintre care 1000 sunt termeni care țin de domeniul anatomie, clinică, farmacie. Și câteva exemple. Metafora somatică, nivel de microunivers. Puțin știu că cortexul uman conține proiecția unui omules numit homunculus. Termenul este de origine latină, omuleț, și este creat în Evul Mediu de către alchimiști care încercau să dea naștere prin magnetizare spermatozoidului
unei ființe asemănătoare omului. Mă refer la Paracelsus. Metafora ambianței. Termenul grecesc tifos, fum, era utilizat de către medicii greci pentru a denumi starea de febră, care inducea inconștiența, a vedea foc, a fi amețit. Actualmente, termenul indică status tifosus. Termenul diabet, din diabet zaharat, derivă din grecescul diabetes, care înseamnă sifon. Se considera că oamenii care au diabet urinează asemenea unui sifon. Metafora mitologică este foarte des utilizată în terminologia medicală și doar câteva exemple. Mă refer la Eco, care este nimfa, care mereu dorea să aibă ultimul cuvânt, este pedepsită pentru faptul că nu mai putea să vorbească și doar să răspundă prin repetarea ultimelor cuvinte ale unor persoane. În terminologia clinică avem ecolalie, ecopraxie, dar și ecografie. Termenul capul meduzei vine dilatate pe abdomen generate de obstrucția circulației portale. Este metaforizare asociată somatică și antropomorfică. Și avem două imagini. Termenul de heruvism este introdus în 1938 și denumește maladie genetică ereditară, osteoplazie fibroasă a mandibulei. Persoanele afectate de această boală au fața rotundă, asemenea heruvimelor. Și concluzii. Sistematicitatea limbii este condiția forte în transpoziția metaforică. Nominațiile metaforice se ajustează terminosistemului medical și concomitent impun propriul sistem axat pe modele metaforice conceptuale, oferând termenilor capacitate funcțională. Au fost analizați 109 termeni metafore, dintre care terminologia anatomică, 48 de termeni, terminologia clinică, 41, terminologia farmaceutică, 20 de termeni. S-a propus o clasificare distinctă a metaforei medicale, axată pe metafora esenței și a substanței, metafora spațiului limitat, metafora spațiului nelimitat, delimitând metafore la nivel de microunivers și metafore la nivel de macrounivers. Mulțumesc mult! Vă mulțumim, doamna Mincu! Un termen la care ați făcut dumneavoastră referință, fum, m-a dus cu gândul la comunicarea doamnei Campos. Starea de fum s-ar numi starea aceea când lucrezi cu manuscrise vechi, cu miros, cu vechimea lor, care sigur că nu are cum să facă bine sănătății, nu-i așa? Nu, asta e stare de amor. Nu are cum să nu te afecteze lucru cu manuscrisele vechi. Vă mulțumim pentru că ați ascultat cu atâta atenție, mulțumiri vorbitorilor. Și urmează pauza de cafea de la 12 la 13, după care comunicările în secțiuni. Vă invităm și la comunicările în secțiuni.